Aproximativ o jumătate de tonă de carne a fost oprită de la comercializare pentru că ar fi neconformă consumului uman, în urma controlului efectuat de comisarii Protecției Consumatorilor Brașov într-un complex frigorific. Potrivit șefului Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov, carnea și produsele din carne fuseseră transportate din Călăraș, manipulată și depozitată în condiții improprii. Mai mult s-au găsit nereguli și în acte, motiv pentru care a fost solicitată intervenția Poliției Economice. Spre exemplu, comisarii Protecției Consumatorilor Brașov au descoperit că în acte carnea de mici și carnea tocată apăreau a fi congelate, dar în realitate fuseseră aduse la Brașov refrigerate, condiții în care termenul de valabilitate este mult mai scurt. La refrigerare, termenul de valabilitate este de 7 zile, iar carnea era produsă din 8 februarie, iar ieri eram în 16 februarie, așa că expirase cu o zi și vă imaginați cât mai dura până era cumpărat din angro și vândută în micile magazine. Nu mai zic până ajungea la client, a explicat șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor pentru MyTex.ro.